Hello, bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. După cum ați văzut deja din titlu, astăzi vreau să fac un videoclip în care vorbesc despre parfumurile mele cu cafea, tot ce am eu, și am ales un top 7 plus unul bonus. Un parfum care nu are neapărat cafea în compoziție, dar are cumva un iz. Așa că am ales să vorbesc și despre el. Și o să încep chiar cu acel bonus. Dar înainte de toate vreau să menționez că mi-e place destul de mult cafeaua în parfumuri și în general, nu doar în parfumuri, pentru că este un miros gurmand, adictiv și foarte plăcut. Deci da, pot să zic că și consum cafea și da, îmi place chiar și în parfumuri. Bun, și o să încep cu primul parfum, parfumul Bonus. Este un parfum care fie o clonă sau un parfum inspirat din Black Opium de la Yves Saint Laurent și este un parfum de la La Riv și se numește Touch of Woman. După cum vedeți, este pe terminate. Într-adevăr, am avut și varianta mică și da, deja este pe terminate. Este un parfum care, de fapt, nu are la note cafea, dar fiind un parfum clonă după sau replică după Black Opium, se simte cumva un iz ceva cafelos. El e destul de fructat așa, pentru că are piersic, are vanilie, are iasomie, parcă am văzut, sau ceva flori albe și ceva lemn de santal. Nu are foarte multe note, dar culmea, deși poate la note nu se aseamănă atât de mult cu Black Opium, dar ca miros seamănă destul de mult cu el. Și într-adevăr pot să zic și eu că este un fel de Black Opium mai aerisit și cu mai puțină cafea și poate chiar un fel de Black Opium mai mult pentru sezonul cald, primăvară-vară, ceva de genul. Da, dar pentru iubitoarele de parfumuri gurmande, clar. Este destul de drăguț și chiar să știți că culmea pentru un parfum atât de ieftin, pentru un parfum clonă, este destul de persistent. Persistă cam 5 ore pe pielea mea. Ceea ce eu zic că este un bonus pentru el. Un punct în plus. Bun. Dar așa cum o să trec la topul meu de 7 parfumuri cu cafea și o să încep cu primul, care și acesta este tot un parfum clonă sau inspirat dintr-un alt parfum celebru. Și am aici Miss Dream de la La Riv, care este o clonă pentru Good Girl de la Carolina Herrera. Îmi place destul de mult acest parfum. Se simte și el, într-adevăr, nu se simte cafeaua atât de proeminent și în acesta pot să zic că simt un iz de cafea sau un iz de good girl cu mai puțină cafea, dar se simte cumva. Da. Se simte acolo că e aromatic, se simte și el. Nu pot să zic că îl simt foarte dulce, dar e așa cumva mai sexy, mai misterios. Îl văd ca fiind un parfum de seară. Da, Good Girl-ul este mai degrabă pentru toamnă-iarnă, însă dacă vreți un fel de Good Girl mai light, mai aerisit, poate chiar, eu îl știu că l-am purtat vara trecută, în serile de vară și mi s-a părut că se potrivește foarte bine. Deci da, asta ar fi o recomandare foarte bună. Deci, acest Miss Dream a fost lansat în 2018 și are coacăze negre, fructe exotice și bergamot în vârf, apoi în mijloc are lapte, iasomie, lemn de santal, magnolie și trandafir, iar în bază are boabe tonka și vanilie. Deci, practic, la fel, nu are listată nota de cafea, dar, nu știu, se simte, deci, seamănă izbitor de mult cu Good Girl. Și acela are cafea, deci chiar dacă nu are listată, se simte. Și da, mă gândesc că poate cumva și acele boabe tonka în combinație cu vanilia fac acolo magie și te... Pe mine personal mă duc cu gândul la cafea chiar. Da, îmi place, e destul de drăguț.
Tot așa, persistența cam de 4-5 ore, ceva de genul, ca și la Touch of Woman. 5 ore, da, cam 5 ore persistă. Și frumos și el, deci da, dacă vă doriți un Good Girl accesibil, acesta ar fi o variantă foarte bună. Și o recomandare de parfum cu cafea, să zicem. Bun, mai departe, acum chiar trec la parfumurile care chiar au listată nota de cafea, deci astea chiar le au listate. Și primul ar fi acest Boss The Scent for Hair Absolu de la Hugo Boss, un parfum cu cafea, cred că și culoarea, mă rog, sticluțe, cumva te poate duce cu gândul la cafea, pe mine mă duce cu gândul, clar. Sau la ceva ciocolătos, cafelos în zona asta. Și da, se simte o cafea destul de dulce și gurmandă în acest parfum. O cafea vanilată. Mi se face poftă de ceva desert cu cafea când îl miros. Da, e frumos și el, e și aromatic, e și... Are și ceva fructe, nu mai știu exact ce fructe are. Da, are piersică, are piersică. Se simte și ceva miros în el. Dar, în principiu, este o cafea cu vanilie și acesta. Dar diferită de Black Opium, în schimb. Este mai... Nici nu știu cum să zic. Are ceva misterios în el. Ceva ierbos, mă duce cu gândul la ierbos. Ah, da, care vetiver, da. Da, este o cafea cu vanilie și vetiver, exact. Și da, clar, o cafea, am zis, o cafea cu vanilie diferită de Black Opium. Interesantă, dulceagă. Mi se pare ușor mai dulceag decât Black Opium, pentru că are și acea notă de miere. Deci, da, interesant. Deci, acest Hugo Boss, sau mai bine, nu, Boss The Scent for Hair Absolut, doamne ce denumire lungă are, este un parfum ambră vanilat de damă, lansat în 2019, creat de către Louise Turner și are în vârf piersică și miere, în mijloc cafea și în bază vanilie și vetiver. Și îmi place destul de mult, e frumușel. Și o persistență medie de cam 5-6 ore, ceva pe acolo, eu zic că este decent. Și da, dacă vă doriți un parfum cu cafea care să fie și cât de cât mai accesibil, să zicem, ăsta ar fi o recomandare foarte bună. Bun, mai departe, încă un super preferat de-al meu. O cafea tot așa ușor mai ciudățică și el dulce, gurmand, vanilat, dar mai ciudățel îl simt cumva, cel puțin pe pielea mea, dar acest lucru îmi place. Și vorbesc despre acest Jimmy Choo Fever, foarte drăguț, seamănă așa ca o bombiță, o grenadă, ceva, cu căpăcelul acesta pătrățos. E foarte drăguț, eu am sticluța la 40 și îmi place foarte mult cum arată. Da. Și ăsta e foarte frumos, e. O cafea vanilată. În schimb, pe acesta nu-l simt la fel de dulce ca pe acel de mai devreme de la Hugo Boss. Îl simt mai lemnos, cumva, ușor pudrat. Mai balsamic, așa. Da. Și se simte așa, e ca o căldură care te învăluie. E un cald condimentat delicios. Deci acesta a fost lansat în 2018, creat de către Natalie Lorson și Honoré Blanc și are... Da, ăsta este mult mai fructat. Cred că asta... Pentru că, da, mă face să mă... Mă duce cu gândul la ceva fruct mai întunecat, mai... Și este vorba despre prune, se pare. Care învârf prune, licii și grapefruit. În mijloc are heliotrop, orhidee vanilată, iasomie și floare de portocal. Iar în bază are boabe tonka, vanilie, rășină benzoică, cafea, alune și lemn de santal. Da, și cred că și nota aceea de alune
îl face să fie un parfum mai interesant, mai deosebit, mai... Un parfum care mi se pare mie că așa iese din tipare. Practic, nu prea seamănă cu nimic, cu restul parfumurilor. Cumva mi se pare că majoritatea parfumurilor cu cafea se duc cumva în zona de Black Opium, însă ăsta nu. Ăsta mi se pare că nu. Deși poate unele persoane ar putea să simtă, dar eu nu-l simt deloc ca asemănă cu Black Opium. Mi se pare că are într-adevăr ceva diferit. Nu știu, poate nota aceea fructată, de prune, poate și nota aceea de alune, mă gândesc că face să fie mai diferit. Da, e un parfum foarte interesant, care într-adevăr se simte destul de bine nota de cafea. Nu pot să zic că simt la fel de bine vanilia din el, dar simt ca pe o cafea fructată, cafea din aceea cu un fruct întunecat. Da, și îmi place și el destul de mult. Am zis, este un parfum mai deosebit, așa mai iese cumva din mulțimea de parfumuri. Și să știți că persistă și el destul de bine, chiar mai bine mi se pare decât Hugo Boss. I-aș da cam 6-7 ore chiar. Da, miroase bine. Interesant, dar testați înainte, poate nu. Din ce am văzut, nu este plăcut chiar de toată lumea și nu dă bine chiar pe pielea oricui. Dar mie îmi place foarte, foarte mult. Bun, mai departe. Da, dacă tot vorbeam de cel mai popular parfum cu cafea și clone și parfumuri inspirate din acesta, îl am și pe Black Opium. Da, sticluța aceasta drăguță la 30, primul a apărut, știu că are foarte multe flancări, care are și varianta florală și varianta, nu mai știu, intensă, șoc, sau nu mai știu, da, floral șoc, intens și multe, multe flancări. Dar eu l-am pe primul a apărut, ăsta mie îmi place foarte mult, o cafea cu vanilie. E gurman și acesta e pentru sezonul rece. Și la fel și Jimmy Choo Fever mi se pare mai mult pentru sezonul rece. Ăsta l-aș vedea și mai în sezonul cald. Dar astea două mai mult în sezonul rece. Bun, deci ăsta este un condimentat dulce, cafelicios, gurmand. Și el balsamic și el ușor fructat. Pentru că are și el pară din ce am văzut. Și are și o notă de piper roz. Deci acesta a fost lansat în 2014, creat de către Natalie Lorson, Marie Salamani, Olivier Cresp și Honoré Blanc. Multă lume a participat, se pare, la crearea acestui parfum. Și are în vârf pară, piper roz, floare de portocal, în mijloc are cafea, iasomie, migdalea mare și lemn dulce, iar în bază vanilie, paciuli, cedru și cașmeran. Nu pot să găsim neapărat acea notă de lemn dulce, ceea ce e bine, pentru că am observat că uneori mă deranjează. Da, se simte... Să știți că simt. Știu că sunt persoane care nu prea simt nota de cafea, în Black Opium, însă eu o simt. Ceea ce mă bucur, evident. Că altfel nici nu ajungea în topul meu cu parfumuri cu cafea, mă gândesc că este important să și simt acea cafea, nu doar să fie listată. Mai degrabă este important să simt acea notă de cafea, chiar dacă nu este listată, decât să fie listată și să nu o simt. Ați înțeles ideea, sper. Bun, da, îmi place foarte mult. Pe pielea mea, din ce am văzut, într-adevăr, nu are cea mai mare persistență din lume, cam 5-6 ore, ceva pe acolo, persistență medie, eu zic că e ok. Bun. Și îmi place că este și destul de feminin, în același timp e cumva senzual, așa, ușor sexy. Da, un parfum dulce gumant, dar și cumva ușor sexy, feminin, în același timp, deci da, super fain parfumul. Și, apropo, sticluța mie mi se pare chicioasă. Mie chiar îmi place sticluța, știu că poate unor persoane le se pare chicioasă, dar mie îmi place, chiar dacă are sclipici ăștia pe aici și așa.
E drăguță și clar o recunoști de la distanță. Vezi clar că este vorba despre Black Opium. Ok, mai departe, un alt parfum cu cafea, bineînțeles. Tot așa, o cafea mi se pare foarte misterioasă, sexy. Da, un parfum tot așa întunecat, un parfum de seară, un parfum de sezon rece, clar de toamnă-iarnă. Și un parfum discontinuat, din ce am văzut. Și vorbesc despre acest The Only One Two de la Dolce & Gabbana, care îmi place la fel foarte mult. Și deși este discontinuat, din ce am văzut, găsește în continuare, așa că dacă vă place, acum ar fi momentul să vi-l achiziționați. Acesta este tot așa o cafea destul de fructată. O cafea florală, pentru că are trandafir. Și parcă avea mure sau coacăze, ceva pe acolo, ceva fructe suculente întunecate, așa foarte coapte simt în el. Simte cumva și ușor pudrat, chiar mai mult, pentru că știu că are și o notă de violetă. Da, deci acesta a fost lansat în 2019 și are în vârf mure, da, și fructe roșii, se pare, pară și frezie. În mijloc are trandafir roșu, cafea și violetă, iar în bază boabe tonka, patchouli, ambergris și lemn ambrat. Da, eu simt clar din plin acele fructe, simt acele mure, fructe roșii și ce mai fi având pe acolo. Să știți că simt trandafirul, dar nu mă deranjează pentru că e un trandafir care duce foarte mult într-o zonă mai întunecată, așa mai fructată și simt și destul de bine acea notă de cafea și acea notă de boabe tonka. Da. Ăsta nu mi se pare foarte dulce. Nu. Adică da, este, dar nu e... Nu știu cum să vă explic. E ușor gurmand, dar nu e foarte dulce. Este un cafelicios pudrat, în schimb. Foarte interesant și cu acea notă de trandafir care nu deranjează, chiar nu deranjează, deci da, este o recomandare foarte bună și să știți că asta persistă destul de bine, cam 7-8 ore pe pielea mea din ce am văzut, deci da, cred că ar fi, da, cel mai persistent parfum cu cafea din ceea ce am eu, cred că ăsta ar fi. Și din ce am văzut, ar fi asemănat și cu acela de la La Nuit Trésor Intense. Nu știu de ce, pentru că acela are cu totul alte note, are cireșe, nu mai știu ce avea. Dar seamănă, să știți că seamănă, adică așa am văzut pe Fragrantica care seamănă cu acela. Bun, continuăm cu un parfum nou, achiziționat recent, intrat recent în colecția mea, care l-ați văzut chiar în ultimul haul și vorbesc despre acest Cafe Tonka de la Le Senteur Gourmand. Da, Le Senteur Gourmand. Sper că am pronunțat bine. Este un brand franțuzesc, se pare, care face parfumuri accesibile, cu note în principal gourmande, pentru că au foarte multe parfumuri vanilate, cu tot felul de note gourmande, dar foarte naturale. Și acesta, la fel, acest Cafe Tonka se simte foarte natural. Practic, așa cum spune și pe... Este o cafea cu boabe tonka, foarte dulce. O să mi-l aplic aici undeva. Îmi place foarte mult. Miroase a o cafea proaspătă. Într-o ceașcă de cafea miroase și a cafenea. Îl simt ca și ca pe un desert, așa foarte dulce, cafelicios, așa. Pentru că acea notă de boabe tonka, în acest caz, chiar dacă nu are vanilie, este cam același lucru. Îl face să fie dulce. Deci, da, mă duce foarte mult acest parfum în zona de parfum, de, mă rog, de cafea în desert mai degrabă. Da, pentru că este destul de dulce de la acea notă de boabe tonka. Da, este și el un cald condimentat, aromatic, delicios, pur și simplu.
Și se pare că este destul de veche, a fost lansată în anii 2000 și are în vârf șofran și piper. Și da, se simte acolo o notă condimentată, ușor spicy, dar nu foarte. În mijloc are cafea, iar în bază boabe tonka și ambră. Și este un minunat și el. Din ce am văzut, ar fi asemănat și acesta cu Black Opium. Dar clar, mie mi se pare acesta mult mai cafelicios chiar decât Black Opium. Din acest motiv este cumva mai sus în top. Pentru că Black Opium are și flori, are și alte note pe lângă. În schimb, în acesta clar simt intens acea notă de cafea cu ceva dulce în el. Deci asta e ceea ce simt la el. Într-adevăr, nu persistă foarte mult, cam 4 ore, ceva de genul, dar pentru un parfum care totuși e un parfum cu cafea, în principiu nu ai cum să te aștepți să fie foarte persistent. Cum este și ultimul despre care voi vorbi și care pentru mine este parfumul suprem cu cafea, cel mai cafelicios și cel mai frumos, după părerea mea, din tot ceea ce am. Și care se simte cel mai bine și cel mai bine nota de cafea și vorbesc despre un parfum de la The Library of Fragrance, care este foarte accesibil și se numește acest Fresh Brewed Coffee. Cum îi spune și denumirea, este o cafea proaspăt făcută, gurmandă, cu o esență de caramel. Deci eu simt ceva foarte caramelos în acest parfum și este atât de addictiv și atât de plăcut. Deci este parfumul preferat pentru mine cu cafea. Din tot ceea ce am, îmi place foarte mult. Din păcate, nu știu dacă se mai găsește momentan. Eu l-am luat de pe Notino și da, nu știu dacă sper să-l mai readucă pentru că parcă aș vrea să mai iau o sticluță. Că totuși am sticluța mică de 30, dar nu știu cât timp o să mă ajungă. Deci, acest Fresh Brewed Coffee este un aromatic unisex care a fost lansat în 2017 și practic are o singură notă, doar nota de cafea și atât. Da, îmi place foarte mult. Într-adevăr, și acesta nu persistă foarte mult, cam 4-5 ore pe piele, dar să știți că are o consistență așa ușor mai uleioasă, ceea ce mă gândesc că îl face să și persiste, totuși fiind un parfum cu o singură notă, totuși persistă cât de cât. Așa că da, acesta ar fi o recomandare foarte bună și numărul 1 pentru mine în acest top de parfumuri cu cafea. Și cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc mult, mult de tot, vă pup și ne revedem foarte curând la un nou videoclip. Pa, pa!